Bine v-am regăsit la o nouă lecție de matematică online. Sunt profesorul de matematică Adrian Ivan de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Tulcea și în cadrul întâlnirii de astăzi vom aborda tema unghiuri complementare, unghiuri suplementare, matematică clasa 6. Pentru început vom fixa câteva definiții. Două unghiuri cu proprietatea că suma măsurilor acestora este egală cu 90 de grade se numesc unghiuri complementare. Două unghiuri cu proprietatea că suma măsurilor lor este egală cu 180 de grade se numesc unghiuri suplementare. Considerând două unghiuri complementare, fiecare dintre acestea reprezintă complement al celuilalt. Similar, considerând două unghiuri suplementare, fiecare dintre acestea se numește suplement al celuilalt. Dacă un unghi are măsura x grade, atunci complementul său are măsura 90 de grade minus x. În mod similar, dacă un unghi are măsura de x grade, atunci suplementul său are măsura egală cu 180 de grade minus x. Aceste, din urmă, aspecte sunt folositoare în rezolvarea diferitelor probleme care implică perechi de unghiuri suplementare, respectiv complementare. Ne reamintim, în acest sens, de operațiile cu măsuri cu unghiuri, în special adunarea și scăderea, și modul în care acestea se realizează. Astfel, adunarea ca măsuri de unghiuri este o operație ce se efectuează adunând gradele cu grade în exprimarea ca măsură prin grade sexagesimale a unghiurilor și a minutelor cu minut. Dacă se obțin mai mult de 60 de minute, acestea se transformă în grade după regula un grad egal cu 60 de minute. Prezentăm următorul exemplu, în baza căruia avem de calculat suma măsurilor a două unghiuri, unul cu măsura 23 grade și 45 de minute, celălalt cu măsura 54 de grade și 53 de minute. Adunăm gradele cu gradele, obținem 23 de grade plus 54 de grade, deci 77 de grade, iar minutele cu minutele, 45 de minute plus 53 de minute, obținem 98 de minute, depășim cele 60 de minute pe care le punem în evidență și le transformăm în grade, obținând ca rezultat 77 de grade plus 1 grad plus 38 de minute. Rezultatul final fiind 78 de grade și 38 de minute. Aceste operații pe care le stabilim cu măsuri de unghiuri sunt necesare pentru că în diverse probleme unde apar perechi de unghiuri suplementare sau complementare, în baza aspectelor teoretice precizate anterior, vom avea de efectuat operații cu măsuri de unghiuri. Așadar, nu e rău să ne reamintim. Scăderea este o operație care se efectuează scăzând grade cu grade și minute cu minute. Aici trebuie să subliniem că dacă nu avem suficiente minute la descăzut, ne putem împrumuta cu un grad, putem face transformarea acestuia după regula un grad egal cu 60 de minute și apoi efectuăm operațiile. Spre exemplu, 31 de grade și 25 de minute minus 24 de grade și 42 de minute, ca diferență de măsuri de unghiuri, are ca rezultat 30 de grade și 85 de minute, din care scădem 24 de grade și 42 de minute. De ce am făcut acest lucru? Pentru că nu putem scădea din 25 de minute 42 de minute și atunci efectuăm transformarea prin împrumuta unui grad în minute, obținând
Ca rezultat, 30 de grade minus 24 de grade de adunat cu 85 de minute minus 42 de minute. Deci, rezultatul fiind 6 grade și 43 de minute. Ca aplicații, prima dintre acestea ne cere să calculăm măsura unui unghi dacă măsura complementului său este de două ori mai mare decât a unghiului. Rezolvare. Putem nota măsura unghiului cu X, atunci măsura complementului său este 90 de grade minus X. Din ipoteză deducem că de două ori măsura unghiului nostru este egală cu 90 de grade minus măsura unghiului, adică ecuația 2X egal 90 de grade minus X. Adunăm în ambii membri X, obținem 3X egal cu 90 de grade, iar prin împărțirea ambilor membri prin 3, obținem X egal 90 de grade împărțit la 3, deci X egal 30 de grade. Cea de-a doua aplicație ne cere să calculăm măsura unui unghi dacă aceasta este egală cu măsura suplamentului său. Putem proceda similar ca în cadrul primei aplicații. Notăm cu X măsura unghiului, atunci măsura suplamentului acestuia este 180 de grade minus X. Și din ipoteză deducem egalitatea X egal 180 de grade minus X. Prin adunarea în ambii membri a lui X obținem 2X egal 180 de grade, de unde mai departe X este egal cu 180 de grade împărțit la 2. Așadar, valoarea unghiului X este de 90 de grade. Vă mulțumesc pentru participare și atenție și vă aștept la o nouă întâlnire online. La revedere!